Da, eu cred că ambele echipe sunt periculoase pentru FCSB. Iar această trufie a patronului celor de acolo nu mi se pare bună, pentru că trebuie să fie realiști, în momentul acesta FCSB este cea mai formă echipă din campionat, este cea mai echilibrată echipă din campionat. Ofensiv stau foarte bine, defensiv și-au găsit o constanță și un echilibru care contează foarte mult. Au un portar bun care nu mai greșește și în momentul ăsta cred că joacă cel mai bun fotbal. Dar lucrurile se pot schimba, pentru că e de ajuns un eșec sau două, pentru că în momentele unor echipe sunt și astfel de perioade mai puțin bune. Dacă FCSB-ul va câștiga multe meciuri până la final, nu se vor mai împiedica. Înseamnă că merită pe deplin să fie campioană. Dar eu cred că și CFR-ul și Rapidul, mai ales acum Rapidul, trecând de aceste două meciuri dificile pe care le-au avut, aceste, eu știu, victorii, întoarcere de rezultat, victorie în ultimul minut, poate a depășit așa puțin un moment. Ambele cred că sunt echipe bune, cu antrenori buni pe bancă, cu Rapidul are suporteri în spate și avantajul propriului stadion. Cred că sunt adversari dificili pentru FCSB și eu mi-aș dori sincer să fie un campionat care să joace până ultima etapă. Da, chiar dacă există această diferență mare, ne aducem aminte că și CFR a avut o astfel de diferență mare și totuși s-a întâmplat ca după intrarea în play-off CFR să câștige campionatul doar pe final. A reușit la limită să se impună, adică o astfel de diferență mare poate fi anulată, ne arată experiența anterioară. Lucian, ai fost la Craiova în această etapă, la acest meci foarte interesant dintre Universitatea Craiova și FCSB. Ce impresie ți-a lăsat ție FCSB? Am văzut că Mihai Rotaru a mai contestat justețea acestei victorii, mai ales la acest scor. Spunea că nu s-a acordat corect lovitura de la 11 metri, că arbitrul nu a condus corect partida. Și mă rog, erau mai multe. Da, acum după discuția cu domnul Balaș este limpede că acest penalt a fost acordat corect, deci iese din calcul. A fost dominată, clar, a fost subminată, a fost ținută la respect de FCSB, care a avut un joc complet, total, așa, din punctul meu de vedere. Nu știu ce se întâmpla dacă Mitrițe reușea să marcheze. Lucrurile se complicau pentru FCSB, poate intrau așa într-o zonă de asta de disconfort și poate nu le mai ieșeau. Publicul era alături de această echipă care are niște jucători interesanți Craiova, dar nu reușesc să devină o echipă. Stau să mă uit la Marcoviș, care este un jucător din punctul meu de vedere, cu unele momente de sclipire genial, care nu reușește să prindă un prim 11. Lucrurile nu sunt chiar, plus că au schimbat și foarte mult sistemul de joc. Acest antrenor care a venit, nu știu dacă pricepe foarte bine ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, deși am Mihai înțeles. Rotaru, apropo de observația asta ta, a adus acest detaliu ca o scuză pentru el. Zice, Ivailo Petev nu cunoaște campionatul României, nu cunoaște adversarii, nu cunoaște lucrurile în profunzime. În campionatul României nu este de mult timp aici și asta ar fi o scuză. Adică, din acest motiv, i-ar mai acorda Nu știu timp. dacă o folosim ca o scuză, fiindcă acest antrenor, dacă a venit, știe unde a venit, are nevoie să-și ia toate informațiile de la A la Z și pentru echipa lui și pentru adversar. Deci, cred că este și un antrenor foarte bun, din ce am înțeles. Nu știu dacă a jucat cu teamă contra FCSB-ului, dar Craiova acasă Așezarea cam asta nu ai arăta. voie la jucătorii care ai, trebuie Așezarea să-i pe care a ales-o el și distribuția, cine a jucat în atac și așa mai departe, cam asta arăta un pic de un pic de teamă. teamă față de FCSB, teamă care a fost folosită de FCSB, care și-a impus foarte ușor și foarte lejer jocul. Este o echipă în plină formă, într-o emoție așa, toți jucătorii sunt la unison, că simt că pot câștiga campionatul lejer în sezonul ăsta, dar play-off-ul este foarte delicat. Play-off-ul, când echipele intră și se joacă meciuri tari, se pot întâmpla foarte multe lucruri. Deci FCSB încă să nu fie chiar convinsă de că poate lua titlul la pas, dar este echipa cu jucătorii în cea mai bună formă, cea mai bună dispoziție din punct de vedere fizic. Cristian, președintele Federației Răzvan Burleanu, pentru că vorbeam despre acest comitet executiv al Federației Române de Fotbal, a fost invitat să comenteze și o afirmație a președintelui UEFA, Alexander Ceferin, cel care a spus că există un clov care conduce o federație în Europa, în cadrul UEFA, și s-a speculat pe seama faptului că ar putea fi Răzvan Burleanu acest clov.
Răzvan Burleanu a admis că are niște divergențe cu Alexander Ceferin, probabil și plecate de la faptul că Alexander Ceferin ar fi vrut ca echipa de juniori până 17 ani a Rusiei să fie admisă din nou în competițiile europene. Răzvan Burleanu s-a opus împreună cu alți președinți de federație la această decizie. Cum vezi această situație și dacă crezi și că noi am putea fi ca o echipă, ca echipe naționale să fim afectați de acest posibil conflict dintre Burleanu și Ceferin? Poate conflictul ar pleca și de la faptul că Burleanu a fost acum câteva luni, dacă nu mă înșel, era vehiculat ca viitorul președinte UEFA. Ca un contracandidat. Poate că, cine știe, îl vede ca pe o amenințare, deși mie personal mi-e greu să cred. Da, sincer să fiu... De ce să-ți vină? Adică Ceferin este un avocat din Slovenia. Nu era cunoscut în lumea fotbalului înainte. Adică te poți aștepta la tot felul de nominalizări în acestea. Am înțeles că se practică și acest lucru de a alege un președinte cumva dintr-o țară care nu se numără printre marile puteri ale fotbalului european, ca să nu existe cumva divergențe acolo sus între marile puteri. Deci poate că există o șansă, cine știe, cât despre acest conflict. Părerea mea sinceră este că Răzvan Burleanu, având în vedere conflictul cu Rusia și situația actuală, cred că a luat o decizie corectă prin faptul că s-a opus. Da, Alexander Ceferin avea ca justificare faptul că niște copii nu trebuie să fie afectați de deciziile adulților și că practic îi se ia șansa unei generații de a juca în competiții europene, de a trăi astfel de experiențe, se referea la niște adolescenți din Rusia. E adevărat că nu ar trebui ca niște copii să fie afectați de ceea ce se întâmplă acolo, dar în același timp trebuie, din punctul meu de vedere, luată o decizie la modul general, pentru că nu cred că poți cumva să excluzi Rusia la nivel de seniori, dar să-i incluzi la nivel de juniori, adică ei joacă până la un anumit nivel în Europa și seniorii nu mai joacă? Da, cam așa vedea Ceferin, adică pe bucățe. Crezi că mai poate funcționa la FCSB această formulă cu Coman, cu Luis Felipe în centrul atacului și cu Băluță? Trebuie găsite soluții pentru toți trei, că sunt jucători de excepție. Dacă stăm să ne uităm la cantonamentul care l-a avut acest jucător brazilian, a excelat venind din partea dreaptă, venind din bandă, fiindcă este un jucător de finețe, este un jucător care trebuie să vină cu fața la poartă. Nu cred că este suficient de masiv, de solid, că discutam și pe tema aceasta, încât să joace cu spatele la joc atât de bine, încât să se poată elibera. Acțiunile care le-a căutat și pasele care le-a căutat, din atacant central s-a dus către dreapta. Deci este obișnuit cu această poziție. Ar trebui găsit un sistem în care să-l ajutăm și pe acest jucător, care este de excepție în punctul meu de vedere. Nu îl neglijăm nici pe Băluță, care este într-o formă deosebită, chiar dacă a intrat așa în conflict cu fanii. Este un jucător care s-a impus la FCSB. Este un jucător care nu credeam că se va impune chiar așa ușor. Și uite că prin... Bine, astăzi la DigiSport, Helmut Ducadam a recunoscut că nici el nu se aștepta ca Alex Băluță să prindă atât de bine la FCSB. Acum mărturisești și tu că... Nu am crezut că va face niște jocuri deosebite care să impresioneze pe toată lumea. FCSB este un grup condus și influențat de oameni puternici care la o mică așa cum văd ei fotbalul ăsta, dar acest băiat s-a impus și în vestiar. În punctul meu de vedere, un vestiar este un vestiar cu greutate și în momentul în care te impui și în vestiar ca personalitate, ca băiat, dacă te știi integra foarte, foarte repede, lucrurile s-au transformat pentru el și în teren, unde are eficiență, este un jucător care este eficient pentru echipă și a câștigat locul și meritul este al lui. Aici, cum vor face rotația între acești jucători, care toți trei se par de excepție, doi în formă foarte bună, iar acest jucător trebuie integrat, depinde doar și doar de antrenorul Caralambus la FCSB. Da, antrenorul Caralambus și super antrenorul Gigi Becali, în sensul de antrenor care este peste antrenor, așa justifică această formulă, deși, având în vedere că el are, Gigi Becali are 11 puncte peste CFR și Rapid și 16 puncte peste Universitatea Craiova, mi se pare o distanță gigantică, cred că merită acest titlu de super antrenor și pentru cum conduce lucrurile. Sigur, acolo e vorba de cum se pregătește echipa în timpul săptămânii. Lucru care, din care am auzit, se antrenează foarte, foarte bine, se pregătește foarte, foarte bine jocul. Deci, în perioada de pregătire săptămânală,
jucătorii sunt 100%, de asta cred tu că... Tu l-ai cunoscut la FC Vaslui pe Haralambus? Pe Haralambus, da. Era un tip profesionist. Acum nu credeam că va urma această cale a antrenoratului, nu credeam că va fi de impact la o echipă de succes, nu credeam că se va putea adapta din punct de vedere emoțional, că sunt... Este o presiune care se pune asupra lui și din partea mediei și din partea patronilor și a fanilor și a jucătorilor, dar uite că foarte, foarte ușor asimilează această presiune și reușește să iasă foarte, foarte bine din micile disensiuni care apar în jurul echipei. Are o diplomație de apreciat, având în vedere situația un pic delicată în care se află el. Cristian, vorbeam mai devreme cu Lucian despre centrul atacului, sigur, FCSB îl are pe cel mai vârf, ca să zic așa, cel mai, adică e prototipul vârfului Andrea Compagno, dar Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă. Pe de altă parte, Becali nu acceptă să-l dea în campionatul României. Universitatea Cluj a propus formula unui împrumut, nu a vrut să audă de așa ceva. Acum Dinamo a spus că ar fi interesată să-l ia. De asemenea, nu vrea să-l lase nici la, nici la Dinamo. Adică nu vrea să-l mai țină, dar nici să-l dea în campionatul României nu vrea. Înțeleg că oricum la echipă este clar că nu va mai rămâne din moment ce la Craiova nu a fost nici în lot, nu mai face antrenamente. Da, nici nu se face transferul și cât mai e? Păi sunt trei oferte din sunt afară. Sunt trei oferte, dar mai avem o zi sau cât? Da, dar în Turcia, spre exemplu, sau în Ungaria, cred că durează ceva mai mult. Nu cred că durează chiar până pe 31, cum este în campionatele mari. Mi se pare și normal până la urmă să-l dai pe Compagno după ce ai dat 1,5 milioane de euro pe el, să-l dai la o echipă de Liga 1 pentru 200-300 de mii de euro, ar fi păi și oricum, te sabotezi, oricum te sabotezi financiar și din multe puncte de vedere. Din punctul meu de vedere, Compagno era un fotbalist pe care te puteai baza fără niciun fel de problemă, măcar de pe bancă. Îți putea marca un gol oricând pentru că știe foarte bine să atace în careu. Dacă asta a fost decizia lor, mă rog, a dânsului... Este... Probabil are și un salariu mare și atunci se gândește, nu mai merită acest salariu, că unii jucători cred că nu mai sunt ținuți la FCSB pentru că nu mai sunt de salariu respectiv. Da, am văzut că și Meme Stoica declara aseară la Orange Sport faptul că s-a făcut calculul că companiul ar încasa foarte mulți bani dacă ar rămâne până la finalul contractului. E normal că și chestia asta cântărește destul de greu, dar în același timp să te descuzorosești așa de el, având în vedere că el a fost golgheterul echipei anul trecut și a reușit atâtea meciuri bune, mi se pare de altă parte, puțin deplasat. Că nimeni nu oferă o sumă mare, nimeni nu se înghesuie să-l ia. Păi, a trecut luna aceasta, ianuarie aproape. Dacă ne raportăm la sezonul acesta, evident că nu are cele mai bune cifre, n-a avut cel mai bun an, dar în contextul în care a fost băgat în echipă, după care a fost scos, era titular, era scos la pauză, după care a intrat doar pe final, e greu și așa, pentru că îți pierzi anumite repere, mă gândesc. Pe de altă parte, și Gigi Becali a arătat totuși că are un anumit flair, să zicem, când vrea să scape de jucători, dacă ne uităm jucătorii de care a vrut să-i scape, pe care a vrut să-i dea afară în ultimii ani, majoritatea nu prea au mai reușit. Ultimul exemplu să-l întrebăm pe Lucian Goian, de cel mai sonor nume de care s-a despărțit astfel Gigi Becali, forțându-l practic să plece, i-a oferit niște salarii și a plecat, Damian Djokovic. Lucian, ți se pare că a fost o greșeală a lui Gigi Becali, că s-a despărțit de Djokovic? Ți se pare că el are o cu totul altă față la Rapid față de cum juca până acum în campionat la FCSB? Nu știu dacă a fost o greșeală, pentru că pe acel post cred că FCSB-ul este acoperită. Iar dacă patronul până la urmă nu era mulțumit de el și au găsit împreună o soluție pentru rezilierea contractului, m-a avut de câștigat și patronul, în sensul că nu poți să ții un jucător de care nu-ți mai place și știm cu toții că dacă lui nu-i place de un jucător, nu-l mai ține. Pe de altă parte, jucătorul, în loc să fie tras pe linie moartă, uite, Compagno, aceste meciuri nu a fost în lot, contează foarte mult continuitate. Iar Djokovic a plecat imediat la Rapid, s-a adaptat foarte bine acolo. Acum, cred că așa ar trebui să se procedeze. Adică nu mai sunt de notorietate cazurile vechi în care un jucător, în momentul în care este tras pe linie moartă, forțat să rezilieze, jucătorul pe de altă parte spune că eu vreau să rămân pentru că nu vreau să renunț la salariu, dacă nu-mi dai câteva salarii compensatorii, și atunci pierde toată lumea. Și patronul, și jucătorul iese din formă și atunci este foarte greu. Cred că a fost o soluție bună pentru că, repet, dacă nu se mai baza pe el, poate s-a gândit și la binele jucătorului și atunci au găsit o soluție. Cred că ar trebui găsit și cu companiul la fel. Chiar dacă în trecut a fost un jucător important pentru echipă, acum nu mai intră în vederile patronului, antrenorului, nu știu, vederile cui. Cred că ar fi mai
cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru companiu să-și găsească o echipă care îmi dorește și să fotbalul continuă și cu FCSB și fără FCSB sau cu oricare altă echipă din lume. Lucian, Adrian Mititorul ne spunea aici la ProSport Live, apropo de companiu, că Gigi Becali și-a bătut joc de el. Este formula pe care a folosit-o patronul celor de la FCU Craiova. Tu ai jucat la FCSB, știi cum merg lucrurile acolo. Te-a afectat situația de la club, știu eu, discursul public al lui Gigi Becali? Ți s-a întâmplat să simți că joci mai slab din acest motiv, din cauza discursului lui sau chestiuni de genul acesta? Poate afecta un jucător tânăr, nu cu maturitate și cu experiență. Companiu știe unde a venit. Pentru companiu este o carte de vizită excepțională faptul că a ajuns la FCSB. FCSB a întins o mână creindu-i cumva aura asta de atacant care se poate vinde ulterior. Ca și în cazul lui Djokovic, jucătorii români tineri pe postul ăla care au dinamică, care sunt flămânzi, se plează mult mai bine pe ceea ce vrea FCSB. Pentru Djokovic e o mutare excepțională că s-a dus la Rapid, un club așezat, un club care are nevoie pentru de... cine? Pentru Djokovic. Dar pentru Rapid? Vedem evoluțiile lui, fiindcă el poate fi de impact, este un jucător cu mare experiență, el la Rapid ai nevoie în mijloc acolo să ai echilibru și experiență, poate fi un avantaj pentru Rapid că l-a transferat, depinde doar și doar de el, de capacitatea de a se autodepăși, de a se... munca asta pe care trebuie să o pună, că are totuși o vârstă, și dacă nu se satură de a fi implicat în jocul echipei, cu siguranță acest jucător va fi de impact pentru Rapid. Da, te rog. Ție ți-a plăcut cum a arătat în primele două meciuri? Nu în mod deosebit, dar are nevoie puțin de adaptare, ca și la FCSB. Și la FCSB mi s-a părut în primele jocuri că arăta bine. După care, ulterior, și poate Andrea și... Companiu a avut un prim sezon bun și apoi... Da, deci malasorul ăsta al FCSB care mestecă într-una, uite că ia și jucătorii de experiență și reușește să-i facă nevăzuți cumva. E o etapă prin care acești jucători trebuie să treacă, nu le displace, fiindcă Djokovic de la CFR, Steaua și Rapid, le-a bifat pe toate astea mari, n-are ce să-i displacă din punct de vedere al cărții de vizită, stă